20, 20, probă. Bună dimineața, showmaniagilor, bine v-am găsit într-un nou și super genial episod pe cel mai tare canal din lume. Poate vă întrebați de ce port acest pulover foarte gros. E bine, e iarnă. Ce vă așteptați? Bine, și poate, dar doar poate mi s-a stricat centrala. Dar doar poate. Mi s-a stricat centrala. În episodul de astăzi vorbim despre tot felul de ciudățenii de pe internet, începând cu mine și sfârșind cu Cătălin Talent. Dar până atunci, hai să vorbim despre spiritul de adaptare al românului iarna, pentru că știm cu toții, românul se descurcă în orice situație, la fel e și cazul lui Nea Ilie, care văzând că i-a înghețat ulița, a improvizat niște schiuri. Hai, Nea Ilie! Mi le dai și mie după aia! Copii, data viitoare când vă plângeți că nu aveți schiuri, luați exemplul lui Nea Ilie. Nici el nu are, practic are doar niște pantofi și o bâtă, dar bă, băiatule, se descurcă, adică... Hai, Nea Ilie! Mi le dai și mie după aia! În altă ordine de idei vorbim și despre alți români care reușesc să se descurce în orice situație, la fel e și cazul acestor români care văzând că e blocat drumul național, ce s-au gândit să facă o horă în mijlocul drumului. Să ne înțelegem, oamenii aveau bere și traininguri, adică ce trebuie mai mult pentru o horă. Bine, acum sunt doar răutăcios, până la urmă cum să fii și îmbrăcat când mergi la drum lung? E normal că o să vrei să fii îmbrăcat lejer. Dar lăsând asta la o parte, stau și mă gândesc cum s-a ajuns la hora asta, adică s-a dat cineva jos din mașină cu chef de horă și gen s-a dus să facă un sondaj pe la toate mașinile? Cum a decurs toată chestia asta? Știți, am și eu un prieten pe la kilometru 44, are chef de horă, avem niște bere, avem niște... Pentru că aparent s-a organizat, nu erau doar o gașcă, erau mai multe, erau cel puțin de la 7 mașini veniți acolo. Oricum simpatici de altfel și ca să înțelegeți de ce trebuie să-i lăudăm pe români, uite un caz cu o domnișoară din Marea Britanie care nu reușește să se descurce într-o situație normală, obișnuită, în care dacă era româncă putea să improvizeze ceva. O să fiți tentat să spuneți, da bă, dar era femeie, nu știa. E bine, uite și cazul unui bărbat care tot din Marea Britanie e și nici el nu e român, aparent, și nici el nu știe. This is... Nah, be alright. Come on, come on, come on! Repet, noi românii ne-am fi descurcat mult mai bine, avem improvizatul în sânge. Ok, poate nu ne iese chiar tot timpul, dar încercăm măcar. Băi, am stat și m-am tot gândit, ar trebui de săptămâna asta să introducem o nouă rubrică și anume amuzantul internetului sau amuzantul săptămânii. Dacă săptămâna trecută ne-am prăpădit de râs la clipul ăla cu Andrei Cosmin, practic 3 crize de azi m-am avut la clipul ăla cu Abi, săptămâna asta hai să vorbim despre clipul ăsta care a apărut în trending de la Motănelul și Puiuletele, nu vă uitați la mine, așa se numește canalul, cu un dublaj foarte, foarte amuzant despre sau pe niște sau cu niște clipuri amuzante de pe net. Oricum e foarte amuzant, muriți de râs. Pisicile au talent. Bravo, Gigica, ești cea mai bună sportivă noastră. Tu n-ai stricat niciodată nimic, bravo! Nu, 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 nu! Pisi, am fost la WC și nu m-am spălat pe mâini. Miau! Ce, mă? Doamna profesoară, de ce aruncați cu caietele în noi? Pentru că sunteți varză.
Super amuzant, super amuzant. Când te oprești din ascultat o muzică bună, posibil orientală, din trending, eu zic că, bă, chiar merge pe o pauză de umor de ăsta pretențios. Nu pe bune, clipul ăsta chiar merită să fie pus în top 3 cele mai amuzante chestii alături de bancurile lui Andrei Duban și glumele spuse de unchi la întâlnirile de familie. Iar de poza asta din background n-o să zic absolut nimic, pentru că nu e așa sigur o să apară cineva care o să spună că gusturile nu se discută. Sunt aceleași persoane care atunci când văd o poză interesantă pe net spun că face cât 1000 de cuvinte. Practic Aristotel, Platon și Socrate deodată toți trei sunt reîncarnați în persoanele astea, că au impresia că au zis ceva incredibil de profund și nou. Dar lăsând asta la o parte, trecem la un cu totul alt nivel, vorbim de alte persoane care încearcă să fie amuzante pe internet. De această dată este cazul lui Nicolas, care încearcă să fie amuzant învățându-ne să ne spălăm pe cap. Ce mai faceți? Vreau să mă duc ceva. Șandals, șandals! Ia, ăsta e șamponul care mă spălte din București. Șandals, șandals, da, uite-te la el, da, da. Șandals, șandals! Râdem, noi râdem, dar face mai multe vizualizări decât mine. Uitați, fraților, șondel, șondel, da, pe palma mea, da, da. Uitați aici, fraților, mă dau cu șondel, șondel, uitați aici. Ci, 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 ci. Sincer, uitați aici, câtea spumă face, frate. Sincer, m-am dat întâi și întâi cu apă, m-am mudat eu. Și dacă unora li se pare penibil, să știți că mie chiar nu mi se pare. Până la urmă e doar un copil simpatic care încearcă să fie amuzant pe internet. Nu mi se pare că face rău absolut nimănui. Bine, mai puțin ăstora care lucrează în nișa asta de hairstyling, că pun pareu că le-a pus afacerile în cap perioada asta. Ca să nu mai zic că au explodat vânzările la Shoulder and Shoulders perioada asta. E nebunie. Dar revenind din seria cum să ne spălăm pe cap corect, Cătălin Talent ne învață același lucru, dar el trece la nivelul următor, ne învață cum să ne spălăm și pe corp. E cam ca în cazul lui Nicolas, doar că adică și el e vrea atenție, doar că el e doar ciudat. Nu e simpatic. E doar ciudat. Salutare, sunt Cătălin Talent și vreau să vă arăt această provocare nebunească, care nu cred că toată lumea face ce am făcut eu. Vreau să vedeți cum sare Cătălin tiribomba. Haide să vedem. Ați văzut? Ați văzut? În 3, 2, 1, start! Deci tiribomba, eu am făcut tot tiribombă care n-a făcut-o nimeni, n-ați reușit nimeni. Vreau să mai fac o dată pentru că n-a ieșit bine. Voi vă dați seama că toată chestia asta e luată de pe un live stream, unde omul făcea chestiile astea în timp ce alții îi donau bani ca să-l încurajeze să facă chestiile astea în continuare. Și asta nu e tot, omul are și alte talente, cum ar fi acelea de exorcizat. Ok, eu zic că e suficient internet pentru ziua de azi. Săptămâna asta vi-l recomand pe Gabi Bagu cu un clip care a fost în trending. Mi se pare foarte tare, cântă destul de bine și eu zic că are potențial, cu siguranță o să facă ceva ravagii în viitor. Inima frântă, unde te întâmplă un suflet s-a stins. O poză ștearsă, o dragoste falsă, ura a numit. Și nu ești tu cine stă acum în fața mea. Până el era cineva străină, tu ești pentru privirea mea. Săptămâna trecută v-am întrebat ce înseamnă pentru voi succesul și cât de departe ați fi dispuși să mergeți pentru a avea succes. Zeb Jet ne spune, succesul este realizarea progresivă a unui scop predeterminat. Ok, nu voiam chiar o definiție exactă, dar cineva a luat-o foarte în serios, aparent. Antonia spune, pentru mine succesul e atunci când faci ceea ce îți place, iar celălalt te apreciază și te susțin. Da, da, asta sună mai degrabă definiție, mai pe suflet așa, nu neapărat corectă. Georgiana spune, sincer, noțiunea de succes pentru mine înseamnă să fiu un om inteligent și de calitate, înseamnă să fiu umil, să fiu un bun ascultător, să poți lucra cu oamenii, mai ales cu cei dificili, să știi să ridici un om la nevoi, în special din punct de vedere moral. Da, da, poate să însemne și asta succesul. Dora 99 spune, aș merge destul de mult pentru a avea succes, dar asta nu înseamnă că succesul ți aduce fericire.
Ba, cred că da. Cred că asta înseamnă să ai succes. Nu m-am referit să ai succes doar pe plan profesional și celălalt să fie praf. Ce înseamnă să ai succes în viață. Și desigur mai avem și un comentariu de la Teodora Maria care spune: profesoara mea de chitară îmi spunea că mai bine duci un trai decent și cânti o muzică de calitate decât să ai succes și valoare, iar muzica ta să fie ascultată de oameni inculți și beți. Da, se dea Dumnezeu sănătate profesoarei tale de chitară, pentru că are o gândire foarte sănătoasă. Întrebarea acestei săptămâni, dragilor, este: voi ce faceți când sunteți blocați în trafic? Acum nu neapărat trebuie să fiți șoferi, puteți să fiți într-un autobuz blocat în trafic. Ce activități aveți? Ce faceți ca să nu vă plictisiți în momentul ăla? Sunt foarte curios de răspunsurile voastre, lăsați-le și cele mai interesante apar în episodul de săptămâna viitoare. Până atunci nu uitați că giveaway-ul se încheie astăzi, dar mai puteți încă participa și astăzi la giveaway-ul de pe Instagram-ul meu personal, aveți în descriere, unde puteți câștiga aceste super căști, acest super trusă de machiaj, ați înțeles voi, și acest tricou împreună cu 50 de sticăre, foarte, foarte tari. Dragilor, cam ăsta a fost episodul, vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la el, până săptămâna viitoare să fiți cumiți, Doamne ajută, nu uitați de like, share, subscribe, toate cele și ne vedem săptămâna viitoare, nu? Bine, pa!